Polonia deplânge trecerea în neființă a primarului din orașul Gdansk, Pavel Adamowicz. După vestea morții acestuia, mii de cetățeni și-au exprimat luni seara revolta împotriva violenței, luând parte la mitinguri desfășurate sub sloganul Opriți ura. Manifestațiile s-au desfășurat atât pe străzile Varșoviei, cât și în alte orașe poloneze. Decesul primarului Pavel Adamowicz a survenit luni la spitalul unde acesta era internat, în urma unei leziuni grave la nivelul inimii, precum și a altor plăgi produse în zona diafragmei și a cavității abdominale. Edilul a fost înjunghiat de un tânăr de 27 de ani din Gdansk, cu antecedente penale, care a fost eliberat în 2018. Agresiunea a avut loc duminică seara, în timpul unui concert organizat în scopuri caritabile. Reținut imediat după infracțiune, atacatorul nu a recunoscut fapta și va fi supus unui examen psihiatric. El riscă închisoarea pe viață. Incidentul a șocat opinia publică poloneză și nu numai. Clopotele bisericilor din Gdansk și-au pogorât glasul peste tristețea locuitorilor din oraș, înmărmuriți de groază. Este un șoc că un astfel de lucru se poate întâmpla la Gdansk. Este vorba despre violență, ceva ce nu am avut până acum în Polonia. Este vina situației politice, mai ales a partidului de la putere, care pune gaz pe foc, dar nu ne putem lăsa conduși de ură. Pavel Adamowicz a fost un primar foarte bun. Gdansk s-a schimbat în mod notabil datorită lui. Orașul este de nerecunoscut astăzi, a precizat Maciej Szczepański, un angajat al unui birou în vârstă de 45 de ani. Sunt furios și trist în același timp. El strângea bani pentru a salva viețile copiilor, oamenilor de toate vârstele și iată, este mort. Ne va lipsi mult în Gdansk, a menționat Agnieszka Naruszewicz, profesor la o mică școală din oraș în vârstă de 35 de ani. Aprecieri și regrete au venit și din partea unor lideri europeni. Născut la Gdansk, Donald Tusk, fostul premier al Poloniei și actualul președinte al Consiliului European, a fost prezent în mijlocul mulțimii adunate luni seara în orașul său natal. El a susținut o scurtă alocuțiune în fața cetățenilor din Gdansk. Chcę ci dzisiaj, kochany Pawle, obiecać w imieniu nas wszystkich, Gdańszczan, Polaków i Europejczyków, że dla ciebie i dla nas wszystkich obronimy nasz Gdańsk, naszą Polskę i naszą Europę przed nienawiścią i pogardą. Przyrzekamy ci to. Żegnaj. Membrii Parlamentului European i-au adus luni un ultim omagiu primarului polonez. Antonio Tajani, președintele acestei instituții legislative a Uniunii Europene, l-a descris ca fiind apropiat de oameni și având capacitatea de a asculta. Clasa politică din Polonia a condamnat asasinatul și a transmis condoleanțe. Președintele Andrzej Duda a adus de asemenea un omagiu edilului și a anunțat că ziua înmormântării sale va fi proclamată doliu național. În vârstă de 53 de ani, Pavel Adamowicz era unul dintre cei mai longevivi primari din Polonia, deținând această funcție din anul 1998.